mai devreme. Președintele Klaus Iohannis prezidează ședința de guvern. Să-i urmărim. Pe domnul președinte Klaus Iohannis, pe care l-am invitat la această ședință de guvern, într-un moment important în care domnul președinte, în parteneriat cu guvernul, va prezenta punctul de vedere și propuneri de măsuri importante. Îi dau cuvântul domnului președinte Klaus Iohannis. Domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă revăd pe toți aici, însă trebuie să recunosc că această bucurie este umbrită de evoluția pandemiei de la noi și cred că suntem pe bună dreptate cu toții îngrijorați. Am avut astăzi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au îmbolnăvit. Am avut și astăzi mulți, prea mulți, care au decedat. Și trebuie să fim foarte realiști. Sunt necesare măsuri ferme, măsuri mai ferme, pentru a controla extinderea pandemiei. Măsurile care s-au luat până acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare măsuri în plan național, precum școlile să treacă toate în online. Angajații și din public și din privat să treacă la telemuncă peste tot unde este posibil. Magazinele trebuie să fie închise seara cel târziu la ora 9. Circulația pe timpul nopții trebuie restricționată. Petrecerile și cele publice și cele private trebuie interzise. Târgurile și piețele trebuie închise. Portul măștii trebuie să devină obligatoriu peste tot în țară, în toate locurile publice și la toate locurile de muncă, indiferent dacă vorbim de locuri publice din interior, cum este aici în sala guvernului, sau în exterior. Portul măștii trebuie generalizat și trebuie să fie obligatoriu. Iar firmele și autoritățile trebuie obligatoriu să-și decaleze programul de funcționare, astfel încât și transportul public să funcționeze cu o încărcare mult mai mică, permițând în acest fel distanțarea suficientă între persoane. Evident că noi dorim să controlăm extinderea, răspândirea pandemiei, dar în același timp vrem să dăm șanse medicilor să trateze cazurile grave în spitale. În același timp ne dorim să continue activitățile economice. Nu dorim să închidem economia românească, noi dorim să luăm măsuri prin care oamenii sunt protejați și economia funcționează în continuare. Și da, vrem ca românii să-și continue viața cât de mult se poate apropiat de o viață normală. Doar că nu suntem în condiții normale, suntem în condiții de pandemie și nu putem să facem abstracție
de acest lucru. În același timp, începe campania electorală. Va fi o campanie electorală în condiții foarte speciale, foarte stricte, și urmează votul. Vă invit, domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, să vă implicați total pentru a garanta organizarea în cele mai bune condiții alegerilor și în condiții de siguranță sanitară. Este posibil, am dovedit-o cu ocazia alegerilor locale care au avut loc acum puțin timp. Există multe discuții în spațiul public despre oportunitatea organizării alegerilor în pandemie. Eu vă spun foarte clar, democrația nu poate fi pusă în paranteză. Democrația trebuie garantată și democrația se garantează prin alegeri, prin alegeri libere, și națiunile puternice țin la alegeri democratice chiar și în condiții de criză. Ce exemplu mai bun decât alegerile care au avut loc acum puține ore, aproape aș putea să spun, alaltăieri în Statele Unite ale Americii. Acolo să ne uităm la democrațiile consolidate cu tradiții vechi, când vrem să vedem cum se gestionează alegeri pe timp de criză. În Statele Unite, alegerile au avut loc în condițiile în care acolo au aproape 100.000 de cazuri noi în fiecare zi. Și totuși, alegerile s-au organizat și au avut o prezență record. Și dacă v-ați uitat la televizor, ați văzut lume multe la alegeri, disciplinați, la distanță, toți cu mască, și-au fost și-au ales. Sau să ne amintim cum în Statele Unite s-au organizat alegeri în noiembrie 1944, în plin război, dar au ținut să facă alegeri, fiindcă așa trebuie în democrație. Așa fac națiunile puternice. Și națiunea română este o națiune puternică, dragii mei, și vom trece împreună prin această criză. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes. Vă mulțumim, domnule președinte. Măsurile prezentate de domnul președinte trebuie transpuse în hotărârea de guvern privind starea de alertă în baza legii 55 și actelor normative. Solicit ca să fie pregătite propunerile de modificare care trebuie să treacă prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență să fie adoptate de guvern. Domnule președinte, putem să luăm deciziile și aplicabilitatea acestor decizii va fi de luni, pentru că trebuie să parcurgem toate procedurile legale de modificare a hotărârii de guvern. Într-un fel este și bine ca să fie cunoscute mai înainte de a intra în vigoare. Aici, evident, solicit tuturor miniștrilor, tuturor conducătorilor de instituții, fermitate și angajament maxim în transpunerea lor în practică. Pentru că este fundamental ca instituțiile să fie un exemplu, să fie mobilizate la maxim în aplicarea acestor reglementări. Îi mulțumesc mult domnului președinte și pentru poziția exprimată în ceea ce privește alegerile. Noi suntem pregătiți să asigurăm condițiile de desfășurare a campaniei electorale și de organizare a zilei votului, de asemenea natură, încât riscul de răspândire a virusului, de contaminarea persoanelor care participă la procesul de vot, să fie egal cu zero. De altfel, celor care bat toba cu
amânarea alegerilor, le readuc aminte că duminică au fost alegeri în România. S-a votat pentru președintele Republicii Moldova. Și, din fericire, votul în România a fost un vot pozitiv care s-a dus spre candidatul pe care noi îl sprijinim, spre Maia Sandu. Bine, le mulțumim reprezentanților mass media și trecem la ordinea de zi a ședinței. Ședință de guvern prezidată de președintele Klaus Iohannis. Se impun măsuri mai dure pentru combaterea coronavirusului. Este vorba de intrarea tuturor școlilor în online. Angajații trebuie să treacă în telemuncă și la stat și în privat, acolo unde este posibil. Magazinele se vor închide până seara, cel târziu la ora 9. Purtarea măștii devine obligatorie pe tot teritoriul României, însă alegerile se vor ține la timp. Măsurile vor intra în vigoare începând de ziua de luni. Facem o pauză și revenim la business.